să ne punem și noi inimile și mințile la acest cuvânt al lui Dumnezeu, să luăm aminte. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu cred, credința mea este că peste greșelile și peste păcatele noastre, peste timpul pe care l-am petrecut, să rușim fără de lege, Dumnezeu, dacă noi credem în El, o să știargă și o să pună hoia albă. Dar pentru timpul acesta petrecut în casa lui Dumnezeu, când o să fim acolo, când o să ne întâlnim iarăși cu El și o să se derulează așa mai încet și o să vedem atunci fiecare gând și fiecare jertfă pe care am adus-o Domnului aici. Domnul să ne ajute pe toți și să facă El ca peste cuvintele mele mai slabe, să adauge harul Său și să pună pacea Lui în inimile noastre și bucuria mântuirii Lui. Să știți că anul acesta în care am intrat de cuvânt, de curând 2017, este un an special pentru tradiția iudaică. Creștinismul se trage din iudaism și Domnul Iisus spunea mântuirea de la iudei vine. Pentru iudei știți de ce este un an special anul acesta? Este anul de jubileu. Înseamnă că au trecut 50 de ani de la ultimul an de jubileu. Cu un an ca și acesta te întâlnești probabil odată în viață. Spun în tradiția iudaică, îi spun că acum, în 2017, s-ar sfârși cel de-al 120-lea jubileu de la începutul lumii. Și ce însemna pentru ei anul acesta de jubileu? Însemna un an în care trebuia să dea drumul robilor. Erau în poporul evreu oameni care la un moment dat sărăceau și care își vindeau goarele fraților lor sau celor din neamul lor. Sau chiar se întâmpla că se vindeau pe ei înșiși la un moment dat, neavând cu ce să plătească datoriile. Uite, spuneau, mă fac robul tău, eu și casa mea. Dar în anul acesta stăpânii lor trebuia să le dea drumul. În anul acesta, pământul vândut trebuia să se întoarcă la vechii proprietari. În anul de jubileu. În anul de jubileu, iudeii trebuia să lasă pământul nelucrat. Și nici măcar n-aveau voie să culeagă din ce-a ieșit, când știți și dumneavoastră, când se amint grânul pământ, ei mai rămân boabe acolo care cad jos, și din boabele acelea, chiar dacă nu se amene nimic anul viitor, mai ies alte specii de grâu. Și iudeii nu aveau voie nici pe acestea să le culeagă. Dumnezeu le spunea să mâncați din ce v-am dat în anul dinainte sau din ce iasă din pământ de la sine, fără să fi fost semănat. Poporul iudeu, ca să țină anul de jubileu, trebuia să țină, să trăiască prin credință. Și să facă Domnul ca anul acesta să fie un an în care prinșii de război să fie eliberați. Și în această biserică. Domnul Iisus, când a mers și a început propovăduirea, era în Nazaret și a citit acel pasaj din Isaia în care scrie acolo, Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să vestesc prinșilor de război slobozenia. Și chiar mi s-a prorocit duminica trecută, dacă vă aduceți aminte, că Domnul vrea să facă lucrul acesta, că și anul acesta este încă un an de îndurare. În urmă cu mult timp, în 1217, era un rabin iudeu care trăia în Germania, se numea Iuda ben Samuel. Omul acesta a făcut o prorocie cu privire la viitorul Ierusalimului. Și spunea el, după mine, vor mai trece încă 300 de ani. Deci, 1517. Și atunci o să iei Ierusalim, o să intre în stăpânirea Imperiului Otoman. Imperiul Otoman nu exista la vremea lui, s-a ridicat. Începuse deja să prindă putere și s-a ridicat mai pe urmă. Pe urmă, o să treacă, spunea el, 8 jubilee. În care Ierusalim o să stea în stăpânirea otomană. După aceste 8 jubilee, deci 400 de ani, 1917, spunea el, Ierusalim o să fie al nimănui. Și s-a întâmplat că din 1917 până în 1967, într-adevăr, Ierusalimul a venit
armata britanică, Imperiul Britanic, au alungat Turcia afară și britanicii nu s-au ocupat de el. Nu au fost nici ai iudeilor, nu au fost nici al arabilor, nici al creștinilor. A fost al nimănui. Pe urmă spunea el în următorul jubileu, Ierusalim o să intre din nou sub stăpânirea evreilor. Și s-a întâmplat, să știți că, în mod curios, s-a întâmplat exact cum a spus omul acesta. Din 1967 a fost timpul când evreii au pus din nou mâna pe Ierusalim. Spunea el, în acest jubileu care va începe, vor începe și pentru iudei timpurile mesianice. Timpul în care o să aibă și ei parte de dezvăluirea lui Mesia. Este ultimul an al acestui jubileu. Oare se va întâmpla că vor începe evreii să se întoarcă la Dumnezeu? S-ar putea să fie ultimul an de har pentru neamuri. Atunci când se închide, când se întorc evreii la Dumnezeu, se spune Pavel că se va închide, știm în Sfânta Scriptură că se va închide harul pentru neamuri. Să ne ajute Domnul să răscumpărăm timpul. Să ne ajute Domnul să ne întoarcem la El cu toată inima și să facă Domnul ca prin și noștri de război, din familiile noastre, din casele noastre, cei bolnavi să capete vindecare și cei ce fără mântuire să se întoarcă la Domnul. Amin. Ne întoarcem acum la acest pasaj pe care l-am citit în dimineața aceasta din Faptele Apostolilor, cartea scrisă cu mii de ani în urmă de către un urmaș credincios al lui Iisus Hristos, care a fost doctorul Luca. Ne spune aici Sfânta Scriptură despre un pasaj în care Pavel vorbește oamenilor din Atena. Și aș vrea să vă spun anumite lucruri ca să vedem cum se face că Pavel a ajuns până aici. Deci în cartea Faptelor Apostolilor, la un moment dat, doctorul Luca pune foarte mult accent pe lucrarea lui Petru, Pavel și al Apostolilor lui Iisus Hristos. Și pe urmă, după ce Pavel își începe și el lucrarea misionară, aproape toată cartea Faptelor Apostolilor este dedicată lucrării lui Pavel. Și s-a întâmplat că Pavel, după ce s-a întors la Domnul, în mod miraculos, după ce a avut acea descoperire din partea lui Dumnezeu, a fost un lucrător printre cei mai eficienți în lucrarea Domnului, aș spune eu. Și după s-a întâmplat la un moment dat că biserica a fost foarte prigonită. Creștinii s-au răspândit peste tot și printre ei și Pavel a ajuns în Antiohia, din vremea aceea. În Antiohia, prima dată creștinii au fost numiți creștini. De acolo sub călăuzirea Duhului Sfânt și începe Pavel prima călătoria lui misionară. Și după ce merge prin mai multe locuri în care creștinismul nu era, în care Iisus Hristos nu era propovăduit, se întoarce din nou în Antiohia și pe urmă acolo, pe când era el în Antiohia, s-a iscat o ceartă. Era o ceartă între creștini dintre neamuri și era o ceartă între creștinii întoși la Dumnezeu dintre iudei. Creștinii dintre iudei spuneau: voi v-ați întors la Dumnezeu, voi credeți în Iisus Hristos, dar este un lucru pe care nu-l faceți. Voi nu țineți tradiția lui Moise. Și trebuie să faceți și lucrul acesta. Trebuie să vă aveți circumcizie, trebuie să țineți toate tradițiile despre spălare, despre ritualurile acelea de curățire pe care evreii le țineau, trebuie să nu mâncați carne de porc și așa mai departe. S-a iscat asemenea neînțelegere până acolo încât Pavel și împreună cu alți ucenici ai Domnului se duc la Ierusalim. Și acolo au o discuție cu apostolii Domnului, cu Petru și cu Iacov, care erau atunci capii bisericii. Aceștia, după ce s-au sfătuit împreună, i-au trimis pe Pavel și chiar și pe Sila înapoi în Antiohia și li s-a spus următorul lucru. S-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă să nu punem alte lucruri grele peste voi decât acestea. Să vă feriți de idol, de lucrurile jertfite idolilor, să vă feriți de sânge, de animalele zucrumate, să vă feriți de
închinarea la idol și de curvie. Și de atunci așa se face că lucrul acesta s-a păstrat în bisericile creștine până ziua de astăzi. Așa se face că și noi, în ziua de astăzi, ca și creștini, nu mai urmăm tradiția iudaică, ritualurile pe care ei le aveau, în plus de credința în Iisus Hristos, și avem cartea aceasta, credem că suntem mântuiți prin har și credem că putem fi mântuiți și fără să ținem ritualurile scrise în Vechiul Testament, în tradiție, în ceea ce Dumnezeu le cerea iudeilor prin Moise. Pe urmă, Pavel trece în a doua călătorie misionară și din Antiohia pornește iarăși și acum se trece în Grecia, acolo trece mai multe cetăți și ajunge la un moment dat în Tesalonic. Predică acolo oamenilor, mai mult se întorc la Dumnezeu. El se ducea prima dată, știți unde mergea Pavel prima și în primul rând? Mergea și vizita lumea peste tot. O mers cât o călătorit Pavel cu picioarele. Trebuie să vă spun sincer că eu nu cred că am călătorit atâta, s-ar putea să nu fi călătorit atâta cu avionul. A fost un loc foarte, foarte eficient, cum spuneam, și de obosit în lucrarea Domnului. Și după ce s-a întors la Dumnezeu, s-ar putea să fi lucrat mai mult decât tot ceilalți ucenici al lui Dumnezeu. A ajuns în Tesalonic, a predicat, mult s-a întors la Dumnezeu și acolo sunt iudeii care n-au crezut, s-au ridicat împotriva lui. Și au ațățat oamenii împotriva lui. Ce spune aici? Vă citesc din capitolul 17 cu versetul 5. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătiri din mulțime, au făcut bloată și au întărâtat cetatea. Spune un proverb că spune cu cine te unești ca să spun cine ești. Dacă acești iudei s-au unit cu niște oameni de, care nu aveau căpătiri, cum credeți că erau ei? Din cauza acestei întâlnitări pe care ei au făcut-o, Pavel trece în Bereia, vreo 80 de kilometri mai încolo și acolo propovăduiește și acolo se întorc oameni la Dumnezeu. Spune că despre iudeii aceștia erau mai aleși, fiindcă cercetau Scripturile. Și vin și iudeii din Tesalonic, vin și aici, 80 de kilometri. Știți cât însemna pe vremea aceea? 80 de kilometri. Ziua de astăzi, repede, cu mașina, te duci și într-o oră ajungi. 80 de kilometri, problema aceea puteți să însemnează poate 3 zile de mers cu pe jos sau cu caie. Vă dați seama ce râvnă mare aveau aceste iudei împotriva lui Pavel. Au fost în stare să sacrifice până acolo, să meargă atâția kilometri pe jos, ca să vină și în Bereia și și acolo să-i strice planurile și să se opună lucrării lui Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu, ca nu cumva să ne pune energia și râvna noastră în a face răul și în a face o lucrare rea. Să ne ferească Dumnezeu de lucrul acesta, să ne ajute Dumnezeu să ne punem energia și râvna în a face o lucrare bună și o lucrare spre slava Lui și spre înaintarea împărăției Lui. Din cauza acestei întâlnitări, Pavel trece mai departe în Atena. Atena, acolo din nou trece, Pavel spune cuvântul Domnului că se duce în sinagogă, în primul rând, și din sinagogă merge și în piață. În sinagogă era bine, acolo erau oameni credincioși. Cine merge la biserică, la sinagogă, de obicei oameni care cred. În piață, erau poate tot credincioși, dar altfel de credincioși. Atena, din vremea aceea, era considerată cetatea oamenilor de știință, cetatea înțelepților. Atena, din vremea aceea, era cetatea culturii. Și Pavel, când ajunge acolo, în mod ciudat, nu ne spune Biblia că el ar fi observat marile temple ce erau acolo. Până și în ziua de astăzi au rămas coloane din acele temple, din arhitectura ce se făcea acolo. Pavel nu a observat teatrele, amfiteatrele din vremea aceea. Le-au văzut, dar nu se scrie nimic despre ele aici. Pavel n-a fost impresionat de filozofia aceea. Ce ne spune Biblia?
că Pavel s-a întărâtat când a văzut idolii. Când mergem într-un loc nou, într-o cetate nouă, ne punem întrebarea aceasta. Ce observăm în primul și în primul rând? Arhitectura? Lucrurile care sunt faimoase pe întreaga lume? Sau observăm și noi cu ochii lui Dumnezeu ceea ce vede Dumnezeu? Ce credeți dumneavoastră când se uită Dumnezeu din altul cerului, peste cetatea aceasta în care locuim sau peste oricare altă cetate? Să uită și se miră cât de frumoase sunt construcțiile. Să uită și se miră cât de oameni inteligenți și deștepți sunt cetatea aceasta. Dumnezeu vede mult păcat și vede multă idolatrie. Pavel s-a întărâtat când a văzut lucrul acesta. S-a întărâtat sufletul la idolii aceștia. Și Pavel a început să vorbească cu oamenii aceștia. V-a spus, erau filozofi mulți acolo în Atena. Erau școli filozofice. Chiar aici ne spune cuvântul Domnului în versetul 21 că și toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spune sau să asculte ceva nou. Erau școli filozofice. Erau școli care erau finanțate de către guvern și chiar de către autoritățile romane care stăpâneau vremea aceea Atena. Ăștia îi finanțau pe filozofii ăștia care să nu facă altceva. Vă imaginați că mâncau și ei și trăiau și ei și aveau și ei locuință. Nu făceau altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. E filozofia aceasta ce vine de la greci. I-a influențat și pe romani. Citeam un istoric spunea că romanii au avut o viață morală. Foarte morală până ziua când au dat de cultura greacă. Și atunci s-au stricat și ei foarte tare. Au împrumutat tot de la greci. Au luat toți dumnezeii care erau al grecilor, i-au luat și romanii și i-au asimilat. Bună oară, planetele din sistemul nostru solar sunt toate numite după numele zeilor care erau în timpul perioadei romane și pe care romanii împrumutaseră de la greci. Filozofia aceasta a mers la romani și mai departe i-a fost pus capăt în timpul perioadei lui împăratului Justinian, când creștinismul a ajuns să fie răspândit în tot imperiul și atunci Justinian a închis toate școlile acestea filozofice. Oamenii din ziua de astăzi spun că pe urmă a urmat perioada neagră a Evului Mediu, în care n-a mai fost filozofie. Dar s-au întors înapoi la ea, știți când, atunci în perioada Renașterii și apoi a Iluminismului. Și omul din ziua de astăzi, omul modern al zilei noastre, urmează aceeași filozofie, același curent pe care aveau grecii acum 2000 de ani. Spune cuvântul Domnului că ce-a fost, va mai fi. Și așa este și în ziua de astăzi. Grecii au fost primii care s-a interesat la știință. Atunci, pe vremea aceea, filozofia, fizica, chimia erau toate împreună, se numeau filozofie. La un moment dat, mult mai târziu, poate cu vreo 200-300 de ani în urmă, față de perioada noastră, s-a decis, uite, Domnule, punem filozofia deoparte, fiindcă astea sunt lucruri pe care noi nu le putem demonstra, și punem fizica deoparte, fiindcă astea sunt lucruri pe care știm sigur că așa se întâmplă și pe care le putem demonstra. Atunci erau amestecate. Cum vă spuneam, gândul lumii de astăzi, gândul omului modern, vine de la greci. Vine din perioada aceea. Și învățăm, o să învăț, ceea ce este scris în pasajul acesta lui Pavel. Cum s-a purtat Pavel față de acești oameni, putem să învățăm și noi, ca să ne purtăm la fel. Credeți lucrul acesta că trebuie să mergem și noi să mai vestim cuvântul lui Dumnezeu oamenilor din jurul nostru. Pavel s-a dus în sinagogă, dar Pavel s-a dus și în piață. Și vorbea acolo cu cei pe care îi întâlnea. Și erau trei feluri de reacții la cuvintele lui Pavel. Erau unii care știți cum erau, ironici. Cei mai mulți, poate, erau ironici și spuneau ce vrea să spună pălăvrăgiul acesta. Alții erau sceptici. Se întrebau
pare că vestește niște Dumnezei străini. Dacă ați îndrăznit și ați vorbit oamenilor din afară despre cuvântul Domnului, o să vă dați seama că o să întâlniți aceeași reacții. Și mai mulți sunt ironici. Alții sunt sceptici. Am văzut odată la știri că se întreabă ce se întâmplă. Uite, spune ei, bisericile evanghelice au răsărit ca ciupercile după ploaie în tot Montrealul. Și le monitorizează pe toate. Oare de ce? Spunea el, probabil că oamenii ăștia urmăresc ceva, urmăresc să îmbogățească, urmăresc să scape de taxe. Sceptici. Și erau și alții care erau curioși. Bine că erau și ăștia. Ăștia au fost care l-au provocat pe Pavel, l-au luat deoparte și au zis, haide și vorbește. Și spune-ne mai cu diamănântul despre ce ne vorbești tu. Ne spune cuvântul Domnului că erau acolo filozofi epicurieni și erau și filozofi și erau și stoici. Epicurieni erau acei filozofi care în vremea aceea propovăduiau să trăiești într-o viață, să profiți și să trăiești după, să faci ce-ți place. Urmăreau plăcerea carnală, dar și pe cea spirituală. Să se delecteze cu tot ce pot. Să-și trăiască viața aici cât pot, că după moarte nu mai este nimic. Erau și stoici. Stoicii ăștia, din potrivă, ei predicau să trăiești o viață în înfrânare. O viață în virtute. Și oamenii aceștia credeau că lumea în care trăim este doar o lume materială. Tot ce trece de material nu există nimic în afară de materie. Nu există suflet, nu există duh, nu există o lume spirituală. Dacă vă gândiți la, cum vă spuneam, gândul, filozofia lumii de astăzi, să știți că au luat multe lucruri și de la unii și de la alții. Pavel, când își începe cuvântarea lui, nu spune nici împotriva unora, nu spune nici împotriva altora. Știți ce spune Pavel? Pavel spune ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă și care era cel mai important ca oamenii aceștia să audă pentru ca să fie mântuiți. Și trecând mai departe, o să vă vorbesc un pic despre cuvântul, despre cuvântarea pe care Pavel, despre mesajul pe care Pavel l-a spus acestor oameni. Să luăm cu toți aminte, să iei aminte cei credincioși și ca să știm să spunem și noi altora, celor necredincioși, să iei aminte și cei necredincioși să se întoarcă la Domnul, să se pocăiască și să aibă viață veșnică. Spunea Pavel, pe când străbăteam cetatea, am văzut că sunteți religioși și că vă închinați la mulți zei, dar știți cum erau ăștia? Erau foarte precauți, erau foarte... Să gândeam, mă, dacă între mulțimea asta de zei și de Dumnezei pe care o avem noi aici, fiecare cu altarele lor, Zeus, Marte, Venus, Bacchus, Dionisus, toți erau acolo împreună, dacă cumva noi am uitat pe vreunul. Și-au pus un altar și scriau acolo altar dedicat Dumnezeului necunoscut. Spune Pavel, bine faceți că vă închinați și Dumnezeului necunoscut, fiindcă eu tot pe acest stabil am venit să vi-l vestesc. Dumnezeu pe care voi nu-l cunoașteți. Și Pavel începe și spune următoarele adevăruri despre Dumnezeu. Dumnezeu, în primul rând, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este pe ea, este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Deci cine a făcut lumea? Dumnezeu, Domnul Cerului și al Pământului. Nu este o întâmplare, nu s-a întâmplat din cauza unui Big Bang. Asta este credința noastră. Dacă zice unul, dovedește, Domnul să le dea credință în inimă. Credeți că ateii, cei care au spus că spun că lumea s-a făcut din nimic și că dintr-un Big Bang, credeți că pot să dovedească tot? Nu pot nici. Și ea crede în ceva. Chiar și ateii crede în ceva. Deci trebuie, pentru ca ei argumentul lor se bazează pe o credință. Nu este totul demonstrat. Mai departe,
El spune în versetul 25, el nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care ne bucură viața, suflarea și toate lucrurile. În urmare, Dumnezeu nu este ca și idolii voștri, nu este ca și Dumnezeii voștri care trebuie să-i duceți în spate. Dumnezeu nu are nevoie să fie slujit de mâini omenești. Și Dumnezeu este Cel care a creat viața, suflarea și toate lucrurile. Viața care este pe pământ vine de la Dumnezeu. Spunea, eram într-o discuție cu colegi la muncă și spunea ăsta, unul dintre ei zice, nu greșești, rătăcești mult, să știi că viața vine din, este o întâmplare. Este o întâmplare că în urma milioanelor și milioanelor de ani s-au întâmplat tot felul de reacții chimice, s-au întâmplat fulgere, trăsnete și la un moment dat a apărut prima moleculă vie. Primul lanț de ADN, cum se spune biologii. Și din ăla s-a dezvoltat tot mai mult și până și s-a ajuns la ființă avansată care este omul. Dar au fost câțiva dintre ei care și-au dat silința aceasta să vadă, măi, hai să vedem, este adevărat. Și au încercat să facă teste. Au încercat să pună o cameră acolo, aparte, separată. Au încercat să pună metan, să pună trăsnete, să pună descărcări electrice, toate. Nimic. Și pe urmă au făcut niște calcule. Haideți să vedem care e probabilitatea ca molecula aceea de ADN să apară în urma acestor reacții chimice în lumea, în lumea de la început primordială. Și știți ce au găsit? Că e aceeași e mică, foarte, foarte mică. Știți, cu, e egal cu aceeași probabilitate ca din senin să vină niște fulgere, să vină niște trăsnite și să apară dintr-o dată un camion trapac în mijlocul curții noastre. Imaginează-ți, ați auzit să se întâmple vreodată? Nici nu s-au auzit. Spuneau, e aceeași probabilitate. Ca să se, așa de complicată molecula aceea de viață, că e aceeași probabilitate ca din senin să apară un camion sau un și SUV de lux sau nu știu mai ce. Nu o să se întâmple niciodată. Până acolo, când chiar și ei au rămas dezamăgiți și au zis probabil că a venit vreo moleculă din asta, din spațiul extraterestru. Probabil că au fost ceva condiții speciale acolo și au fi venit de acolo. Biblia ne spune că viața vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a spus suflare de viață în toată. Acesta este un al doilea adevăr pe care Pavel a spus acestor filozofi din vremea aceea din Atena. Pe urmă, merge mai departe. El a făcut ca toți oamenii și ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața Pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Dumnezeu a făcut pe oameni, Dumnezeu a făcut ca ei să se mulțească, dar Dumnezeu le-a pus și vremi și hotare. Peste hotarele acestea fizice, omul nu o să poată trece niciodată. Când eram și eu mai tânăr, mă uitam la filme de astea științifico-fantastice despre oameni și acolo oamenii visau că va veni ziua când se vor plimba printre stele. Ei, legile fizice care sunt descoperite și care sunt foarte clare, spun că e imposibil lucrul acesta. Viteza luminii este viteza limită. Și steaua cea mai apropiată este la 500 de ani lumini. Adică tu dacă te duci cu viteza luminii, trebuie 500 de ani ca să ajungi până la steaua cea mai apropiată în afară de soare. Asta e o limită clară pusă de Dumnezeu omului. Niciodată nu se ajungă să se plimbe cu navele cosmice printre stele. O altă limită la care mă gândesc este că Dumnezeu i-a pus limită vieții. Dumnezeu i-a zis atâta trăiești și mai mult nu. În timpul lui Adam, oamenii trăiau până la aproape de 1000 de ani. Dar a venit o zi în care Dumnezeu, oarecum scârbit de starea de păcat, a omului a spus, totuși omul va trăi 120 de ani. Zilele vieții lui vor fi 120 de ani. Vorbeam cu șeful meu la muncă și ăsta om învățat, care a făcut studii multe, spunea de vastră lui, era doctoriță, și spunea el, știi ce cred? Eu cred că o să se ajungă să se avanseze cu medicina
o să se meargă tot, o să vrească oamenii tot mai mult, dar zice el, sigur, în ziua de astăzi, că viața limită, că vârsta maximă a oamenilor nu o să treacă peste o anumită limită. Zice el, m-am uitat în statistici și spuse el, cam 120 de ani, zice, de acolo încolo, de acolo, nu o să poți trece nicicum. I-am spus, uite, știi ce? 120 de ani este scris în Biblie, este vârsta limită pe care a pus-o Dumnezeu. Și omul acesta, necredincios, a ajuns la aceeași concluzie. Dar zice, mai încolo de atâta nu se poate trece. Ca și cum când te apropii de vârsta asta, corpul omului se apropie că se autodistruge. Și a pus Dumnezeu și anumite hotare spirituale. Mi-a dat legile lui. Dar peste legile acestea, Dumnezeu l-a lăsat pe om să treacă peste el. I-a dat liber la arbitru. Știți cum a zis Dumnezeu? Haideți să facem om ca și noi. Ca să stăpânească peste toate celelalte. Și i-a pus hotare, i-a spus la Adam, Adame, vezi că dacă faci, dacă mănânci din pomul acela, mor. Dar Dumnezeu i-a dat voie să nu se supună. Și Dumnezeu dă voie și oamenilor de astăzi să nu se supună voii Lui, să nu se supună cuvântului Lui. Ar putea foarte ușor. Ar putea să-l forțeze pe om să se supună voii Lui. Dar l-a lăsat, așa l-a creat Dumnezeu pe om, cu liberul arbitru. Are alegerea aceasta să nu se supună cuvântului Dumnezeu, să nu se supună voii Lui. Dar știți ce trebuie să poarte sub consecințele după aceea? Și ultimul mesaj pe care Pavel îl spune, îl transmite, el spune, versete mai jos, el spune că Dumnezeu, a putea să avea viață veșnică, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, trebuie să vă pocăiți și puteți avea viață veșnică doar prin Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să luăm aminte la cuvântul acesta. În prorocia care ni s-a spus duminica trecută, Domnul ni se spunea că este un an în care trebuie să vorbim oamenilor din afară. Vă îndemn și eu ca să ne rugăm Domnului să avem putere să vorbim, fiindcă voia Domnului este ca toți să fie mântuiți. Dumnezeu vrea ca toți să aibă viață veșnică. Negreșit o să fie cei mai mulți ironici, negreșit o să fie foarte mulți sceptici. Or să fie și câțiva curioși, s-ar putea din acei câțiva curioși Dumnezeu să mai scoată oameni pe care să-i mântuiască. În Apocalipsa, Dumnezeu spune bisericii din Filadelfia, păstrează ce ai, ca nimeni și nu ia, să nu-ți ia cu numă. Dacă ai făcut un lucru bun până ziua de astăzi, spăl în continuare. Dacă ai obiceiul acesta să vii la casa Domnului, vină în continuare. Dacă ai obiceiul să te rogi, roagă-te în continuare. Dacă ai obiceiul să vii să cânti, să aduci jertfe Domnului în orchestră sau în fanfară sau în tersolo, fă-l continuare. Deci Dumnezeu îți va răsplăti în nicio zi. Și peste acestea, Domnul să ne ajute să vestim cuvântul Domnului și celor care sunt în care pierzării. Amin.